Cu toții vedem cum, de la vară la vară, este mai cald. Ce ne așteaptă pe noi românii? Hai să vedem ce spun specialiștii. Temperatura va crește în medie pe întreg teritoriul țării. Aceste creșteri nu vor fi însă uniforme. În perioada 1901-2020, la nivelul României, temperatura medie anuală a aerului a crescut cu mai mult de 1 grad Celsius, o creștere comparabilă cu media globală. Atenție însă, dacă în medie creșterea este de 1 grad, asta nu înseamnă că peste tot este la fel. Vom avea regiuni și anotimpuri când creșterea este mai mică, dar și altele unde creșterea este mai mare. Desigur, acestea din urmă sunt cele mai problematice. De exemplu, în cazul verii, în regiuni din sudul țării, începând din 1961 și până în prezent, mediile temperaturii aerului au crescut cu 2-3 grade Celsius. Ce spun predicțiile? Cercetătorii folosesc în special modele la scară globală. Altfel nu se poate. Încălzirea este un fenomen global, deoarece masele de aer circulă în atmosferă, iar căldura se transferă dintr-o parte în alta. În plus, pe măsură ce apar noi generații de modele climatice, se dezvoltă scenarii de evoluție socio-economică tot mai detaliate, e nevoie de actualizări. Mai ales că în cazul României există o diversitate de factori locali ce nuanțează răspunsul la încălzirea globală. Alpii Carpaților, vecinătatea corpului de apă al Mării Negre, diversitatea de soluri și așa mai departe. De aceea, echipa de cercetători de la Administrația Națională de Meteorologie, coordonată de dr. Roxana Bojariu, fizician, realizează periodic o evaluare a cunoașterii actualizate privind proiecția la nivelul României a schimbării climatice globale. Să urmărim și noi rezultatele acestor cercetări pentru România și să privim cel mai pesimist scenariu, SSP5 RCP8.5. Acesta este scenariul în care dezvoltarea economică este bazată pe arderea de combustibili fosili și, de aceea, cantitatea de dioxid de carbon în atmosferă se va putea tripla de la valoarea actuală până la sfârșitul secolului. Rezultatul cercetărilor îl vedem în acest grafic. Pe axa orizontală sunt lunile anului, de la 1 la 12. Pe axa verticală este creșterea în temperatură. Diversele curbe, cu diverse culori, reprezintă diverse scenarii. Scenariul pesimist este cel cu curbă roz. Vedem aici cum, pentru viitorul apropiat, 2021-2050, la nivelul României, temperatura în cea mai călduroasă lună a anului va crește în medie cu aproape 4 grade Celsius. Ce se va întâmpla în a doua jumătate de secol, adică în preajma anului 2100? Urmărim tot linia roz, scenariul cel mai pesimist, în dreptul lunilor de vară, cifra 8 pe axa orizontală, adică luna august. Vedem cum creșterea medie a temperaturii pentru România poate atinge aproximativ 8 grade Celsius în august. Vom avea mai puține zile cu ploi, însă în zilele cu ploaie, precipitațiile vor fi abundente. Să folosim aceleași predicții în prima și a doua jumătate a acestui secol. Iată aici cum arată predicția pentru precipitații, axa verticală, în prima jumătate a secolului, până în anul 2050. Urmărim ca de obicei curba roz, scenariul cel mai pesimist. Curbele de culoare închisă, cele apropiate de axa orizontală, sunt scenarii mai optimiste. Vedem cum, în scenariul pesimist, curba roz, precipitațiile medii cresc în lunile ianuarie și aprilie, dar scad în lunile de vară față de intervalul de referință 1961-1990. Remarcăm de asemenea o creștere a numărului de zile cu precipitații abundente. Practic, numărul de zile cu precipitații abundente are o tendință crescătoare, simultan cu tendința descrescătoare a numărului de zile cu precipitații. Simplu spus, va ploua mai rar, dar mai intens. Observăm aici o reducere medie, la nivelul României, a cantității lunare de precipitații de până la 18% în timpul verii. Ce se întâmplă în a doua parte a secolului? Iată graficul. Urmărim tot curba roz, scenariul pesimist. Vedem cum precipitațiile se vor reduce drastic în lunile de vară pentru perioada 2061-2090 cu până la 33%, comparativ cu intervalul 1961-1990. Practic, pământul va primi mai puțină apă. Va fi mai multă secetă exact când cerința de apă e mai mare. Se va reduce drastic grosimea stratului de zăpadă. Ce spun modele pentru scenariul pesimist în prima jumătate de secol, până în 2050? Iată aici rezultatul cu regiune din România. Bara de culoare de jos reprezintă schimbarea în grosimea stratului de zăpadă, exprimată în procente. Vedem că toate cifrele pe bara de culoare sunt negative. Stratul de zăpadă se reduce peste tot.
Zonele cu galben au scăderi de peste 50%. Mai vedem cum grosimea stratului de zăpadă descrește semnificativ pe regiuni întinse din centrul, vestul și nordul țării. Tendințe descrescătoare ale grosimii stratului de zăpadă sunt de asemenea prezente pe areale mai mici, în unele regiuni din sudul și estul României. Ce se va întâmpla la sfârșitul secolului în acest scenariu pesimist? Scăderea grosimii stratului de zăpadă ar putea fi mai mare de 80%, comparativ cu perioada de referință octombrie-aprilie 1971-2001, în regiuni din vestul, centrul și sudul României. În munți, reducerea este mai mică, dar deloc neglijabilă, variind de la 60% la 80% la sfârșitul acestui secol. Vom avea o creștere a numărului, intensității și duratei pentru unele dintre fenomenele extreme. Proiecțiile viitoare arată că schimbări ale temperaturilor și precipitațiilor medii au loc simultan cu schimbări în statistica fenomenelor extreme. Practic, va crește intensitatea, durata și frecvența valurilor de căldură. Va crește intensitatea precipitațiilor, aceasta din urmă mai ales în zone muntoase precum Munții Apuseni, Carpații Meridional și Nordul Carpaților Orientali, ceea ce favorizează producerea de inundații rapide, al căror impact este amplificat și de despădurile de pe versanți. În marile aglomerări urbane, efectele schimbării climatice sunt amplificate de mediul artificial construit, ce determină, de exemplu, formarea insulei de căldură a orașului. Datorită izolării solului de atmosferă, prin asfalt, de exemplu, apa rămâne la suprafață. Inundațiile sunt atunci amplificate în orașe. Din fericire, spațiile verzi și lacurile, care acționează ca rezervoare, favorizează infiltrarea apei în sol și reduc din impactul inundațiilor urbane. Vom avea în continuare 4 anotimpuri, caracteristicile acestora se pot schimba însă. Modificarea climei schimbă caracteristicile anotimpurilor, dar numărul lor rămâne același, în ciuda impresiei subiective că anotimpurile de tranziție dispar. Odată cu tendința de creștere a temperaturii aerului, statistic, primăvara se declanșează mai repede, iar vara durează mai mult, extinzându-se spre toamnă. Atenție însă, o primăvară timpurie și o iarnă cu un strat de zăpadă redus înseamnă un impact semnificativ asupra rezervei de apă din sol pentru culturile agricole. Primăverile timpurii afectează puternic fauna sălbatică, perturbând modul de iernare la care acestea s-au adaptat în decursul vremii. Animalele sunt împinse de temperaturile anormale la o viață activă specifică perioade mai calde, iar episoadele de răcire bruscă le surprind, creându-le probleme mari de adaptare. De exemplu, albinele în ultimii ani au început să fie puternic afectate de aceste primăveri timpurii, inducându-le dezvoltarea prea devreme. Episoadele de răcire bruscă găsesc familie de albine insuficient dezvoltate, incapabile să protejeze nivelul de dezvoltare timpurii al coloniei. Primăverile timpurii au mai multe episoade de răcire bruscă cu brumă și chiar episoade de ger sever, care duc la deteriorarea semnificativă a florei, lăsând albinele fără hrană. Totuși, cadrul statistic prezentat nu presupune, de exemplu, că fiecare primăvară se declanșează mai devreme decât precedenta. Există și vor exista fluctuații legate de variabilitatea internă a sistemului climatic. După cum am văzut, modelele dau informații generale despre temperatură, precipitații și așa mai departe. Dar care este impactul acestor schimbări în viața oamenilor, dar în economie? Din păcate, există puține studii care să dea răspuns la aceste întrebări. Ele trebuie însă făcute deoarece de cunoașterea acestor detalii depinde identificarea soluțiilor pentru adaptare la schimbarea climei. Aveți mai multe întrebări? Cum sunt calculate aceste modele? Ce se face, ce se poate face pentru a reduce impactul încălzirii globale? În lunile ce vin, vom mai face câteva videouri despre încălzirea globală, răspunsând cu răbdare la curiozitățile voastre. Stay tuned! Dacă v-a plăcut acest episod și nu v-ați abonat încă, o puteți face chiar acum, apăsând acest buton. Dacă vreți să ne susțineți, o puteți face pe Patreon sau deveni membrii acestui canal. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presur și vă doresc numai de bine. La revedere!